Situația dezastruoasă din industria minieră și cea de apărare a fost analizată de conducătorii unităților respective, liderii sindicatelor afiliate la Confederația Meridian, împreună cu Daniel Chițoiu, ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Este prima dată în ultimii 10 ani când un ministru își începe mandatul printr-o întâlnire de lucru la sediul Confederației Meridian. Se luptă din răzputeri să se închidă minele energetice. Din răzputeri mă vei lupta, cu ce pot eu, să nu se închidă minele de cărbune, să nu ajungem în situația cum a fost cu cele neenergetice, să păstrăm, să le dezvoltăm și să le gestionăm de așa fel încât să asigurăm noi producerea de energie electrică, cărbunele pentru producerea energiei, că avem resurse. Numai că ne trebuie conducătorii de sus să înțeleagă foarte bine fenomenul și procesul acesta care este foarte important și să pună la treabă pe cei din teritoriu cu responsabilități. Nu se folosesc specialiștii, nu se folosesc patrioții, nu se folosesc cei care țin la comunitate, care țin la țară, care țin la ce are țărișoara asta mai bun. Suma de 58 de milioane de lei prevăzută în bugetul pe 2012 pentru investiții, cercetare, dezvoltare și pentru acordarea indemnizațiilor în industria de apărare nu este disponibilă. Există salariați care nu au fost plătiți de 5 luni. La momentul acesta, industria de apărare suferă la capitolul modernizare, retehnologizare, unde de ani de zile, din diferite cauze, au fost alocați bani foarte puțin sau chiar deloc, așa cum este în 2012. Foarte interesant însă că pe plan extern, industria de apărare are tradiție și este foarte cunoscută și în continuare suntem curtați de fel de fel de parteneri. Aici însă, trebuie să o spunem, franș și-a făcut loc un gen de mafie care în loc să meargă și să prezinte produse și să exportăm produsele noastre, se duc pentru comisioane și interesele lor personale sau interese de grup. Minerii au transmis ministrului Economiei nemulțumirile privind disponibilizările preconizate, în condițiile în care resursele naționale de cărbune energetic pot asigura necesarul pentru funcționarea termocentralelor la capacitate maximă. La ora actuală este importat cărbune în detrimentul reducerii risipei din exploatări, astfel încât minele din Valea Jiului și din Oltenia să fie rentabilizate. Niciun guvern care s-a perindat la conducerea țării nu s-a plecat cu seriozitate asupra problemelor mineritului din Valea Jiului. Există cel puțin 4 sau 5 ordonanțe de guvern care au fost date în ceea ce privește ștergerea datoriilor istorice ale Companiei Naționale a Uilei. Prețul cărbunelui a fost unul reglementat de către instituțiile statului și nu a putut fi vândut la un preț real de producție. Ca atare, compania a ajuns într-o situație economică din care nu mai poate ieși decât intrând într-un program de închidere, o parte din ea și o parte să fie absorbită de către complexul energetic. Este o idee și o soluție pe care și noi am îmbrățișat-o ca și sindicate și pe care mergem, sper că și cu actualul guvern mai departe. Interesul meu este de a valorifica potențialul economic și al resurselor naturale de care dispune România la un alt nivel de eficiență economică. Ce înseamnă acest lucru? Pe mine mă interesează ca exploatarea resurselor naturale a României să fie exploatate și nu vândute ca minereu. Și mă interesează ca ele să fie prelucrate în România. Să avem valoare adăugată foarte mare și să le vindem ca produs finit. La întâlnirea de la Confederația Sindicală Națională Meridian a fost discutată atât situația de la Roșia Montană, cât și a celorlalte societăți unde sunt prelucrate minerăuri aurifere.